Salut, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint tastatura polonezilor de la Natec, modelul RX66. Aceasta este o tastatură dedicată gamerilor, dar în secțiunea de începători, cum ar fi. Pe partea din față, după cum putem observa, sunt afișate câteva detalii. 10 butoane multimedia, CD-ul software, putem bloca butonul de Windows, cablul este înfășurat în material textil, poza generală cu tastatura, butoanele sunt anti-ghosting toate de fapt și butoanele acelea cu săgeți sunt și ele iluminate. Pe laterale nu vom găsi decât datele, numele tastaturii de fapt. Acum să trecem la partea din spate. Pe partea din spate, în partea stângă sus, vom putea vedea câteva date tehnice. Tastatura are 120 de taste, 5 din 10 taste multimedia pot fi programabile, dimensiunea tastaturii, cablul este de 2 metri, compatibilitatea cu sistemele de operare. Mai jos nimic, aici câteva detalii despre tastatură, în limba română și în alte limbi. În partea de sus, dreapta, putem găsi tastatura, o poză cu tastatura și funcțiile sale. Mai jos, sub ea, putem găsi câteva detalii despre butoane, ce ar face F1 plus R, F2 plus B și așa mai departe. Aici putem, ne arată care butoane programabile. În partea aceasta ne arată palmrest-ul, în partea asta ne arată conectorul USB și aici ne va spune că sunt 3 culori din care putem alege cu 4 nivele de luminozitate, prieteni. Acum, haideți să trecem să o deschidem. Să vedem cum arată și în interior. Așa. În primul rând, primul lucru care îl vom vedea este această folie anti-șocuri și anti-praf. Niște bucățele de spumă și pe stânga și pe dreapta. Haideți să le scoatem. Haideți să scoatem totul. Un manual care nu știu dacă îl va citi cineva. Driverele care eu le recomand să le instalați la mouse-ul Nantec GX77. Nu le-am instalat, dar e ok. Haideți să dezvelim și tastatura și să o vedem mai de aproape. Să punem asta aici să nu facem deranj. Prieteni, cam prima impresie este foarte bună. Partea de jos aici îmi dă un feeling de cauciuc. Tastele, din câte am citit pe internet și am mai văzut, chiar îți dau un aer de tastatură mecanică. Nu am pus mâna pe o tastatură mecanică, dar am pus mâna pe câteva mașini de scris. Aici, după cum putem vedea, sunt... Hai mă să focalizeze. Momentan nu filmez cu telefonul meu, ci filmez cu un S3. Butoanele programabile, 5 la număr, butoanele multimedia. Cam asta a fost tot, prieteni, la unboxing. Vă aștept în următorul clip să vă arăt cum se comportă tastatura și cum arată iluminarea la ea și câteva alte chestii, să vedem ce mai găsim la ea interesant. Numai bine!